și al Sfântului Duh. Amin. Fraților prea iubiți, în această noapte prea sfântă, în care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut din moarte la viață, Biserica îi cheamă pe fiii săi răspândiți în lumea întreagă să se adune în priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El în Dumnezeu. Ne rugăm, Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou și prin aceste sărbătoarele Paștelui înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile luminii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Hristos, ieri și astăzi, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, a Lui sunt timpurile și veșnicia, a Lui este mărirea și puterea pentru toată veșnicia. Amin. Amin. Prin rănile sale preasfinte, glorioase, să ne păzească și să ne ocrotească Domnul nostru. Amin. Amin. Hristos, care învie plin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții. Thank you.
Lumina lui Hristos. Resoltați de bucurie, voi îngerilor oștire cerească. Bucurați-vă voi toți cei care îl slujiți pe Dumnezeu, vestiți cu sunete de trâmbiță, biruința unui rege atât de mare. Bucură-te și tu, pământule, învăluit în atâta lumină, căci împăratul cel veșnic te-a îmbrăcat în strălucirea sa și a izgonit întunericul nopții tale. Tresaltă de bucurie, Sfânta Maică Biserică, împodobită cu splendoarea luminii sale, să răsune acest sfânt lăcaș de strigătele puternice ale mulțimii. De aceea, fraților prea iubiți, adunați în jurul acestei sfinte lumânări, împreună cu mine, implorați îndurarea lui Dumnezeu cel atotputernic. Pentru ca El care m-a ales fără vrednicia mea, în rândul slujitorilor Săi, să reverse asupra mea strălucirea luminii sale, ca să cânt lauda acestei lumânări. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim.
mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Și pe Fiul Său unul născut, Domnul nostru, Iisus Hristos, care pentru noi a plătit veșnicului Părinte datoria lăsată de Adam și a spălat cu sângele Său preasfânt păcatul strămoșesc. Aceasta este sărbătoarea Paștelui, în care este jertfit adevăratul miel, cu sângele căruia sunt sfințite sufletele credincioșilor. Aceasta este noaptea în care, odinioară, i-ai scos pe părinții noștri, pe fiul Israel din Egipt, și în care i-ai făcut să treacă prin Marea Roșie ca pe un drum uscat. Aceasta este noaptea care a risipit întunericul păcatului prin coloana cea luminoasă. Aceasta este noaptea care acum în toată lumea îi aduce din nou la har și unește cu sfinții pe cei care cred în Hristos, după ce au fost mulși din stricăciunea lumii și din întunericul păcatului. Aceasta este noaptea în care Hristos, rupând lanțurile morții, se înalță biruitor din adâncuri. În zadar ne-am fi născut, dacă n-am fi fost răscumpărați. Cât de minunată este bunătatea și îndurarea ta față de noi. O admirabilă revărsare a dragostei pentru a-i răscumpăra pe sclavi, l-ai dat pe însuși Fiul tău. O păcat al lui Adam, datorită ție a murit Hristos, care te-a nimicit și ne-a adus mântuirea. Fericită vină, pentru că ai avut parte de un răscumpărător atât de vieții s-a dat să cunoști Iisus Hristos a înviat din morți. Aceasta este noaptea
despre care stă scris, noaptea va fi luminată ca ziua, noaptea mă va înconjura ca o lumină strălucitoare spre bucuria mea. Puterea sfântă a acestei nopți șterge fără de legile, spală orice vină. Celor căzuți în păcat le redă nevinovăția, celor întristați bucuria. Stinge dușmăniile, aduce înțelegerea, frânge silnicile. O noapte cu adevărat fericită, Tu ești aceea care ai împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. În această noapte a Harului, primește, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară, această cântare de laudă și flacăra acestei lumânări pe care ți-o oferă Sfânta Biserică prin mâinile noastre. Iată înțelesul acestei lumânări pascale, pe care am aprins-o în cinstea lui Dumnezeu de la focul binecuvântat. Deși flacăra ei a fost împărțită la atâția, ea nu și-a pierdut nimic din strălucirea sa. Într-adevăr, ea se hrănește de înființa multor flori, preschimbată de albina mamă în ceară prețioasă. Te rugăm așadar, Doamne, fă ca lumânarea aceasta sfințită în cinstea numelui Tău să lumineze fără încetare, ca în această noapte să țiască. Și fă-o să strălucească împreună cu luminile cerului, să o găsească încă aprinsă luceafărul dimineții, acel luceafăr care nu apune niciodată Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, care ridicându-se glorios din mormânt și-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc și care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Stingem lumânările. Fraților prea iubiți, după ce am început cu solemnitate această priveghere, să ascultăm cu inimi liniștite cuvântul lui Dumnezeu. Să medităm cum odinioară Dumnezeu a izbăvit poporul său
Iar în vremurile din urmă l-a trimis pe Fiul Său ca răscumpărător. Să ne rugăm Dumnezeului nostru să desăvârșească lucrarea mântuitoare a misterului pascal. Animalele domestice, toate fiarele sălbatice și toate vietățile care se târăsc pe pământ. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. L-a creat după chipul lui Dumnezeu. El a creat bărbatul și femeia. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile care se mișcă pe pământ. Care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și adevărul. Pământul este plin de bunătatea Domnului. Pământul este plin de bunătatea Domnului. Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile și prin suflarea gurii lui toate oștirile sale. El ține ca într-un burduf apele mării și pune în visterii abisurile. Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care El și l-a ales ca moștenire. Domnul privește din ceruri, El îi vede pe toți fiii oamenilor. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este ajutorul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră,
precum și speranța noastră este în Tine. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care cu negrăită înțelepciune au rânduiești toate lucrările Tale, dă-le celor răscumpărați harul să înțeleagă că minunată a fost la început crearea lumii, dar și mai minunată la împlinirea timpurilor, jertfa lui Hristos, mielul nostru de Paști, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise, de ce strigi către mine? Poruncește-le fiilor lui Israel să pornească la drum, iar tu ia-ți toiagul, întinde-ți brațul asupra mării și desparte-o în două, pentru ca fiii lui Israel să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. Iată, eu voi împietri inima egiptenilor ca să meargă pe urmele lor în mare. Eu voi triumfa spre gloria mea asupra faraonului și a întregii sale armate, asupra carelor și călăreților săi. Atunci egiptenii vor ști că eu sunt Domnul, când voi triumfa spre gloria mea asupra faraonului, asupra carelor și călăreților săi. Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel, și-a schimbat locul și mergea în urma lor. Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor și s-a așezat în spatele lor. Astfel a venit, a stat între tabăra egiptenilor și tabăra fiilor lui Israel. Acest nor era întuneric pentru unii, iar pentru ceilalți lumină în timpul nopții, și toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alții. Moise și-a întins mâna asupra mării. Domnul a alungat marea toată noaptea cu un vânt puternic de la răsărit și a transformat-o în uscat. Apele s-au despărțit, iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat. Apele erau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării, cu toți caii lui Faraon, cu carele și călăreții lui. Spre ziua, Domnul a privit din stâlpul de foc și din nor spre tabăra egiptenilor și a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. A făcut să sară roțile de la carele lor, întrucât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii, să fugim din fața lui Israel, căci Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră. Domnul i-a zis lui Moise, întindeți mâna asupra mării ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor și asupra călăreților lor. Moise și-a întins mâna asupra mării și mâna s-a la locul ei. Etenii fugeau în poziția apei și i-a înnecat. A văzut Israel Domnul Moise, slujitorul lui. Atunci
Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruința sa. Domnul strălucită este biruința sa, a înviat în mare calul și că trebuie mea de mai și cu puterea ta la lucrul tău ce sunt. Pe mărăcul săvârșește acum spre mântuirea dumneavoastră, răscă apa pe care toți oamenii prin Hristos Domnul nostru. Vă voi stropi cu apă curată și vă voi da o inimă nouă. Citire din cartea profetului Ezechiel. Cuvântul Domnului mi s-a adresat spunându-mi: Fiul omului, când casa lui Israel locuia în țara sa, a profanat-o cu purtarea sa și cu faptele sale. Am făcut să cadă asupra lor mânia mea, pentru sângele pe care l-au vărsat în țară și pentru idolii cu care s-au pângărit. I-am risipit printre popoarele păgâne și au fost împrăștiați prin țări străine. I-am judecat după purtările lor și după faptele lor. La popoarele la care s-au dus, au necinstit numele meu cel sfânt,
încât se zicea despre ei: acesta este poporul lui Dumnezeu care a trebuit să-și părăsească țara. Dar am luat în considerație numele meu cel sfânt, pe care fiii lui Israel l-au necinstit printre popoarele la care s-au dus. De aceea spune casei lui Israel: așa vorbește Domnul Dumnezeu: aceasta nu pentru voi o fac, casa lui Israel, ci pentru numele meu cel sfânt, pe care l-ați necinstit voi printre popoarele la care ați mers. Voi face să apară sfințenia numelui meu cel mare, pe care l-ați necinstit printre popoare, pe care voi l-ați profanat în mijlocul lor. Vor afla popoarele că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când îmi voi arăta sfințenia înaintea lor. Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate țările și vă voi aduce înapoi în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate întinările și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune peste voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune în voi Duhul meu și atunci veți urma legile mele, veți păzi poruncile mele și le veți pune în practică. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Cuvântul Domnului. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu. Aduc aminte de aceasta și sufletul se topește în mine, cum înaintam prin mulțime până la casa lui Dumnezeu, în strigătele de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi sărbătoare. Trimite-mi lumina și adevărul tău, ele să mă călăuzească, să mă ducă la muntele tău cel sfânt și în lăcașurile tale. Voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei și veseliei mele, și te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Să ne rugăm.
Dumnezeule, care ne pregătești pentru celebrarea misterului pascal, prin cuvintele Vechiului și ale Noului Testament, dă-ne harul să înțelegem îndurarea ta, pentru că darurile pe care le primim acum să ne întărească speranța că le vom primi și pe cele viitoare, prin Hristos Domnul nostru. Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm.
Dumnezeule, care dai strălucirea acestei nopți preasfinte, prin slava Învierii Domnului, întărește în biserica ta Duhul Înfierii, pentru ca noi, fiii tăi, reînnoiți cu trupul și cu sufletul, să slujim în curăția inimii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Hristos înviat din morți nu mai moare. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, nu știți că noi toți care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a Lui, la fel vom fi în înviere, știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat. Dar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, căci știind că Hristos, cel înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, dar acum este viu, El trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salome, au cumpărat miresme ca să vină și să-l ungă. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele răsărise și ziceau una către cealaltă: cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt? Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis: nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul în care îl puseseră. Dar mergeți și spuneți discipolilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. Cuvântul Domnului. Excelența voastră, preasfințite Petru Gherghel, dragi confrați, părinți, concelebranți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai radioului Maria, permiteți-mi să-mi exprim bucuria de a vă adresa salutul: Hristos a înviat! Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nu este nicăieri niciun monitor pe care să se poată vedea vreo imagine sau vreo filmare de astfel de gen. Însă suntem cu toții familiarizați cu acest gen de anunțuri, pe care, avertismente, pe care le vedem la un moment dat pe parcursul telejurnalelor. Atunci când urmează un material video sau imagini cu impact, cu conținut emoțional. Vă mărturisesc că de un astfel de avertisment ar fi fost bine să fi avut parte acum vreo 7 ani în urmă, când pentru prima oară am mers într-un pelerinaj la Medjugorje. Atenție, urmează mărturii care vă pot afecta emoțional. La un moment dat am fost duși de către organizatorii pelerinajului
Să ascultăm mărturiile vii ale unor tineri și adulți care ne spuneau cu toată convingerea că au fost morți sufletește și că au înviat. Tineri seduși de amețeala drogurilor, adulți căzuți în capcanele alcoolismului și dependenței de jocurile de noroc, stăteau senini în fața noastră și ne povesteau drumul pe care, printr-un har deosebit și un parcurs știut doar de bunul Dumnezeu, l-au străbătut de la moartea păcatului la viața harului, de sclavia unei dependențe la eliberarea totală de aceasta. Și în încăperea în care aceștia ne ofereau mărturia lor cu puternic impact emoțional, se afla o icoană sugestivă, pe care ne-au indicat-o ca fiind icoana vieții lor, binecunoscută reprezentare a învierii Domnului în stil bizantin. Mântuitorul apare avându-i de mână pe Adam și Eva, călcând victorios pe mormânt, iar undeva sub mormânt niște lanțuri frânte. Icoana grăitoare a acestei transformări radicale din viața lor. Icoana grăitoare care vorbește despre realitatea învierii din viața lor. Da, iubiți frați, învierea lui Hristos nu este un mit. Este o realitate cât se poate de actuală și de vie. Am asistat cu toții neputincioși la spectacolul naturii din zilele primei luni de primăvară, primăvară calendaristică, luna lui Mărțișor. N-am avut încotro și privirea ne-a fost încântată din nou cu peisaje mirifice, cei drept potrivite mai degrabă lunilor decembrie, ianuarie sau chiar februarie, nici de cum lunii martie. Am văzut cum primăvara mult așteptată, în disputa sa cu iarna posomorâtă, a avut parte și de o repriză de prelungiri. Cu toate că ultimele petice de zăpadă murdară rămase aici colo, ne amintește de a început deja de întâlnire eros cu lumina căldura sa, ne spune că începe de și vom împărtăși timp de 50 de zile. Hristos așadar a înviat. Ne-o spune Maria Magdalena, care știm, aleargă dis de dimineață la mormânt. Hristos a înviat, ne repetă Petru și ceilalți apostoli, care au fost martorii direcți ai învierii, care au mâncat și au băut împreună cu cel înviat
și care au primit misiunea de a vesti aceasta până la marginile pământului. Hristos a înviat, ne spun fără încetare, mulțimile nenumărate ale martirilor și ale sfinților care au apărat cu prețul vieților adevărul învierii. Hristos a înviat, repetă creștinii din toate timpurile și ne-o spunem unii altora noi, cei de astăzi, și și-o vor spune toți cei care vor crede în Hristos și vor mai trăi pe acest pământ. Hristos a înviat și credem că și noi vom învia împreună cu El în ziua de apoi. Însă, iubiți frați, nu trebuie să așteptăm acea zi. Însă, asemenea lui Hristos, care permanent se jertfește pe altarele noastre și ni se oferă ca hrană vie, întrucât suntem permanent supuși morții păcatului, suntem chemați permanent să înviem la viața harului. De fapt, ori de câte ori, prin Sfânta Spovadă, îngropăm sufletul nostru neputincios, supus păcatului, prin iertarea pe care o primim din mâinile preotului, noi reînviem la viața harului, astfel încât putem spune că retrăim în viața noastră, în mod continuu, acest mister al morții și învierii Domnului. Peste câteva momente, după prefacere, imediat ce îngenunchiați vom adora trupul și sângele Mântuitorului, vom auzi cuvintele, misterul credinței, la care vom răspunde, poate că de prea multe ori, mecanic, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Ce bine ar fi ca aceste cuvinte să nu rămână doar cuvinte, ci să se regăsească efectiv în viața noastră. Până la venirea Domnului, să dăm mărturie permanent despre moartea și învierea Sa, căutând de fiecare dată când suntem atinși de moartea păcatului, să reînviem la viața Harului prin Sfânta Spovadă. Doar 3 zile, știm, a rămas în groapă trupul lui Iisus. Ce bine ar fi ca trupurile și sufletele noastre să nu rămână săptămâni, luni, ani în întunericul morții păcatului, dar imediat, nu mai mult de 3 zile, prin iertarea primită în sacramentul spovezii, să se ridice din nou la viață. Hristos a înviat din morți pentru a ne asigura pe noi toți că viața Harului este posibilă, pentru a ne asigura pe noi toți că păcatul nu are ultimul cuvânt, pentru a ne asigura pe noi toți că alături de El și împreună cu El mereu vom ieși învingători. Să-i cerem cu toată credința și încrederea să ne pătrundă cu harul Său, cu bucuria Sa și cu lumina învierii Sale, pentru ca și noi, odată înviați la viața cea nouă, să nu mai murim, să nu ne mai întoarcem în mormântul păcatului, în mormântul răului, dar să ne continuăm viața cea nouă pe care El ne-o dăruiește cu generozitate prin învierea Sa. Amin. Hristos a înviat!
Fraților preiubiți, începe acum binecuvântarea apei pentru botezul nostru, cu care vom fi stropiți și astăzi. Să invocăm cu stăruință preiubiților harul lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, asupra acestei ape, pentru ca aceia care se vor naște din ea la o viață nouă, să fie uniți cu fiii adoptivi ai lui Dumnezeu în Hristos. Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Fiule răscumpărătorul lumii Dumnezeu, și Paul, Sfânt de Andrei, Sfânt de Ioane, Sfânta Marie Magdalena, Ștefane, Sfinte Ignații de Antiohia, Sfânta Agneza, Sfintelor Perpetua și Felicita, Grigore, Sfinte Augustine, Sfinte Atanasiu, Sfinte Vasile, Francisc și Dominic, Sfinte Ignațiu de Loyola, Sfinte Francisc,
Saveriu. Vladimir Ghica, fericite Anton Durgovici, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, a călăuzi, a cârmui și a păstra biserica ta sfântă. Ca să binevoiește a păstra în sfântă credință pe sfântul nostru părinte și toate treptele bisericești. Să binevoiești a ne întări și a ne păstra și pe noi în slujba ta cea sfântă. Ca să binevoiești a dărui tuturor popoarelor pace și adevărată înțelegere. Să binevoiești a sfinți această biserică. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Hristoase, auzi-ne! Dumnezeule, care cu putere nevăzută săvârșești lucruri minunate prin semnele sfintelor taine și de-a lungul timpului ai pregătit în multe feluri apa făptura ta ca să descoperi harul botezului. Doamne, Duhul tău umbla peste ape încă de la începutul lumii, dându-le încă din acele timpuri sămânța puterii de sfințire. De aceea, Dumnezeule,
care ai ridicat imaginea renașterii prin însăși revărsarea poporului, căci una și aceeași apă a însemnat în mod tainic și sfârșitul păcatului și începutul sfințeniei. Dumnezeule, chiar ai făcut pe fiul lui Abraham să treacă prin Marea Roșie ca pe un drum uscat, pentru ca mulțimea eliberată de robia faraonului să prefigureze poporul botezaților. Dumnezeule, când fiul tău a fost botezat în Iordan, în apa Iordanului de Ioan, a fost uns cu Duhul Sfânt și fiind răstignit pe cruce, a lăsat să iasă din coasta sa sânge și apă și după învierea sa le-a poruncit ucenicilor: mergeți, învățați toate popoarele, botezându-le pe ele în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Privește la fața bisericii tale și binevoiește ai deschide izvorul botezului. Fie ca această apă să primească de la Duhul Sfânt harul Fiului tău, unul născut, pentru ca prin taina botezului omul care, creat după chipul tău, să fie spălat de toată prihana străvechiului păcat și să se învrednicească a învia ca făptură nouă din apă și din Duh Sfânt. Te rugăm, Doamne, să coboare în această apă puterea Duhului Tău, a Duhului Sfânt, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru ca toți înmormântați în moarte cu Hristos prin botez, cu El să învie la viața dumnezeiască, care împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Fraților prea iubiți, prin misterul pascal am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El într-o fire înnoirea vieții. De aceea, acum, la sfârșitul celor 40 de zile de pocăință, să ne reînnoim făgăduințele făcute la Sfântul Botez, făgăduințe prin care ne-am lepădat odinioară de Satana și de faptele lui, și ne-am obligat să-i slujim lui Dumnezeu în Sfânta Biserică Catolică. Așadar, vă întreb, vă lepădați de Satana, de toate faptele lui și de toată trufia lui? Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit și s-a îngropat, a înviat din morți și șade de-a dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Iar Dumnezeu Cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a renăscut din apă și din Duh Sfânt și care ne-a dăruit iertarea păcatelor, să ne ocrotească prin harul Său
în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Așa s-a împlinit Scriptura despre mielul pascal, niciun os nu veți zdrobi din el. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Te rugăm, Doamne, primește rugăciunile poporului Tău împreună cu aceste daruri, pentru ca jertfa începută în misterul pascal să ne dobândească prin lucrarea Ta tămăduirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această noapte în care a fost jertfit mielul nostru de paș, Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunată Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfă prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviți martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
Suntem la zăborâca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și în pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liber de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căciată. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre. Și la credința bisericii tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume, ai murit și ai înviat glorios din morți. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acolo, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui. Thank you.
Să ne rugăm, revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul iubirii Tale, pentru ca noi care am fost hrăniți cu tainele pascale, să fim mereu uniți prin iubirea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Iubiți credincioși, urmează imediat procesiunea, pentru ca totul să decurgă în ordine și cu spiritul necesar, vom urma imediat după lumânarea pascală, ministranți și preoți, toți dumneavoastră, rugându-ne și cântând împreună învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat! Îl însoțim așadar pe Cel care a venit la noi. Dar nu numai că a venit, a voit să rămână cu noi și învind din morți, poate să rămână cu noi, căci murind numai moare, este moarte, este viu mereu. Pe El îl însoțim acum lumânarea sa pascală pe care o purtăm, lumină pentru cărările noastre, pentru viața noastră. Să-i cântăm și să ne bucurăm acum, mâine, zilele următoare și sigur să-i cântăm și împreună cu ceilalți frați ortodoxi care se pregătesc în celebrarea aceliași taine. Acum oferim binecuvântarea finală și apoi la sfârșit emiterea. Domnul să fie cu voi. Să binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu astăzi în marea sărbătoare a Învierii și cu îndurarea sa să vă ocrotească de orice răutate a păcatului. Dumnezeu care prin învierea Fiului Său v-a făcut cunoscuți pe viața veșnică, v-a renăscut la o viață veșnică să vă dăruiască din belșug răsplata nemuririi. Voi care după ce l-ați însoțit pe Hristos în pătimirile sale, celebrați acum bucuria pascală, prin darul Lui să ajungeți cu suflete pline de veselie la sărbătoarea bucuriei veșnice. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Să le însățim, să ne întoarcem ca să ascultăm și un cuvânt din mesajul pentru această sărbătoare mare. Scrisoare pastorală.
Sfințile voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, care ați ajuns în catedrala noastră, dragi iubiți credincioși, care pe undele radioului Maria și pe internet ați fost cu noi. Este momentul cel mai înălțător și mai mângăietor ca să-L avem pe Cel pe care noi îl iubim învingător asupra morții, păcatului, nedreptății, care să lase acest testament pentru toate veacurile. Este un lucru pentru noi de mare, de mare frumusețe spirituală. Papa Francisc ne cheamă an de an, cum au făcut-o și ceilalți, la a descoperi acest adevăr. Dar mai ales i-a chemat și cheamă pe tineri anul acesta. Și ne bucurăm să vedem aici, în catedrala noastră, atâția tineri. Și la slujbele lor și iată acum la această celebrare. Pentru ei, Sfântul Părinte, și noi o facem la fel, prezentăm un model, un model de o fidelitate rară, pe lângă Maria Ioan. Ioan cel tânăr, apostolul, care a fost învrednicit să stea cu capul pe pieptul lui Iisus, care a alergat după El până sus pe calvar, care a coborât apoi în cenacol și din cenacol a alergat la mormânt când a auzit că mormântul este gol. El, sfidând orice pericol, orice primejdie, curajos, tânăr, a reușit să facă acest lucru. De aceea Iisus i-a încredințat lui de pe cruce pe Maria și, sigur, pe El l-a încredințat Maicii Domnului. Este tânărul care vorbește fără încetare tuturor celor care vor un ideal, care caută în această lume o desăvârșire. Sigur că e pentru noi acest exemplu, dar mai ales pentru voi, dragi tineri, care ați fost în seara aceasta, care v-ați unit cu noi pe undele radioului sau internetului. Este o chemare voastră să vă pregătiți pentru întâlnirea de la Săboane anul acesta diocezană și apoi Sinodul Episcopilor pentru tineri și cu tinerii, ca apoi cu toții să vă îndreptați spre Panama, acolo unde va fi întâlnirea mondială a tinerilor. Sperăm ca tinerii să se lase vrăjiți de această iubire a lui Iisus și așa cum a făcut Ioan, așa să o transmită altora iubirea adevărată. Vă mulțumim că ați binevoit să participați la acest moment solemn, sacru, glorioasă înviere a lui Iisus Hristos, în coronare operei sale pe care o va desăvârși mereu în biserică. Vă mulțumim că vă rugați, că v-ați apropiat de sacramente. Le mulțumim părinților noștri care au stat la dispoziție, corului nostru, tuturor celor care s-au îngrijit de catedrala noastră, surorilor și celor de la mass media. Dar nu în ultimul rând, dumneavoastră, care formați biserica noastră locală. Aceea, din toată inima, vă spunem acum, să aveți acest Crăciun, acest Paște fericit și să aveți bucurie în casele dumneavoastră mereu. Cu Iisus, Cel care a venit la noi și murind, ne-a adus viață înviind din morți. Spunem din inimă tuturor, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Liturgia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia.